Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În clipul de azi voi testa un aparat măsură de panou digital denumit pe AliExpress BM730, care poate fi calibrat cu ajutorul acestor butoane. Eu îi spun calibrare digitală. Mai am altul, oarecum asemănător, care se poate calibra prin intermediul a două semireglabile. Aici îi spun calibrare analogică. Acest aparat măsură de panou are și câteva funcții pe care le voi dezvălui un pic mai târziu, după ce explorăm partea electronică, dar nu înainte de a spune câteva date tehnice. Acest aparat poate măsura tensiune între 0V și 100V curent continuu, cu o precizie de plus minus 1V, deci precizia nu e așa de bună, curenți de până în 10A, cu precizia de plus minus 0,1A, mai exact plus minus 100mA, și putere de până în 1000W. Să explorăm partea electronică. Hai să scoatem PCB-ul din zona asta, din carcasă. Văd că avem niște clipsuri. Am reușit. În față avem afișajele digitale cu 7 segmente pe caracter. 4 butoane fără reținere în partea dreaptă, câteva rezistoare SMD în zona aia, acum le vedeți mai aproape, sunt de 5,1 kΩ. Hai să vedem și spatele, o să scoatem aceste cabluri. În partea asta avem buzzer-ul, un shunt de 5 mΩ în zona asta. Un stabilizator de tensiune 7805, liniar de 5V. Integratul acesta de aici este un amplificator operațional cu două canale, e 358, foarte banal. Aici este un alt amplificator operațional, 2057 scrie pe el. Integratul de aici, care din păcate a fost arsă denumirea lui, probabil este un microcontroller. Integratul de lângă, acesta văd că are denumirea pe el, 74HC164D. Am găsit data sheet-ul lui, scrie că are intrare 8 bits, probabil din acel microcontroller sau ceva gen. Parallel out shift register. Și da, cam asta este toată partea electronică a lui. Să alimentăm montajul. A fost atașată și sursa de laborator separat. Practic alimentăm dintr-o sursă separată și am atașat pe partea de măsurare o altă sursă. Flickerul acela l-am eliminat cât am reușit. Din păcate, mai mult de atât nu pot îmbunătăți situația. Dar trebuie să vă spun, ca de obicei, mă rog, electroniști mai vechi știu deja această problemă, e des întâlnită în privința filmării unui afișaj de acest gen, deoarece apare acel flicker în cameră. Nu vă mai explic modul de conectare într-un circuit, deoarece este extrem de asemănător, de fapt e exact la fel ca în cazul acestui aparat de măsură de panou. Bineînțeles că o să pun link și de unde l-a cumpărat, sau dacă nu, căutați pe internet, pe Google, modelul acestuia, BM730, și sigur găsiți. Practic, minusul este comun și pe măsurarea curentului și pe măsurarea tensiunii. Hai să vedem ce funcție are acesta. Practic, se accesează apăsând lung pe butonul M. Apăsăm lung, așteptăm. Da? Aici se calibrează tensiunea din 100 de milivolți în 100 de milivolți. Mi-ar fi plăcut să poată să calibreze din 10 în 10 milivolți, din păcate nu se poate. Dacă apăsăm încă o dată pe M, calibrează curentul, dar trebuie să avem un consumator pentru a putea regla. Deci când este 0 nu se poate regla. Mai departe, dacă apăsăm pe M, avem funcțiile suplimentare. Aici pe 0 se setează alarma pentru subtensiune, mai departe pe 1 alarma pentru supratensiune, alarma pentru supracurent, bineînțeles că o să le testăm un pic mai târziu și ne întoarcem de unde am plecat. Am atașat un consumator, nu o să vedeți în cameră, este acel un consumator variabil. În cazul acesta aș vrea să testăm cele trei funcții pe care le-ați văzut, pe 0, pe 1 și pe 2. Hai să setăm cele trei protecții.
Nu ne interesează calibrarea deocamdată, mai târziu. Prima protecție, cea la subtensiune, să o reglăm la, să spunem, 2V jumătate. Da, sunetul e poate prea puternic. 2,5. Mai departe, pe 1, aici să setăm la, să spunem, dacă ține mai mult, da, dacă apăsăm câteodată, reglează din 100 în 100 de milivolți. Dacă ținem apăsat, reglează mai rapid. O să setăm pe undeva pe la 2, hai să spunem 19V. A, nu, 20, hai 20. Ăla greu reglează și așa. În sfârșit, alarma de la supracurent, la subcurent nu are, oricum erau prea multe. Da, și pe urmă aceea avea nevoie la subcurent. Hai să reglăm, să spunem, 2A, da? Ca să duce peste 2A. Apăsăm încă o dată și ne întoarcem de unde a plecat. Păi să testăm prima dată partea la subtensiune. Dacă mai țineți minte, am reglat la 2,5V. Ia să vedem, să scădem sub 2,5, încă un pic, da? Creștem înapoi la peste 2,5V. Hai să testăm și la supratensiune, depășim cei 20V. Da. Când atingem 20V, alarma la supratensiune. Hai să testăm și la supracurent. Da, scade tensiunea, nu băgați în seamă, pentru că nu am pus crocodilii atât de bine și ceea ce e normal. A, un moment că am limita la 1,3A. Am avut eu ceva de testat și am uitat limita respectivă setată. Gata. Alarma este pusă la 2A, dacă mai țineți minte. Da? Depăși 2A. Am scăzut sub 2A. Dacă vrem să resetăm acele reglaje, apăsăm lung pe butonul R. De la reset probabil vine. Și ținem apăsat până se stinge ecranul. Și acum, pentru a-l porni, practic realimentăm din nou montajul. Deci scoatem și gata. Și acum s-a resetat, să vă demonstrez, să apăsăm lung pe M. Ha, greu mai e. Nu-mi plac butoanele astea mai deloc. În sfârșit. Aici nu ne interesează. Să vedem dacă s-a resetat. Și nu s-a resetat. Se pare că acel reset este doar pentru calibrare, probabil. Da, sigur e pentru calibrare. Am crezut că e și pentru aceste funcții, dar din păcate nu. Hai să mutăm unde a fost lăsat ultima dată. În sfârșit, după câteva secunde bune, am ajuns la 100V. Oh, teribil de greu. Și curentul, hai că aici e mai ușor, e decât până în 10A. Gata. Iar acum să vedem și precizia tensiunii și curentului. Am atașat deja acest multimetru pentru a vedea tensiunea reală. E 12,27V. Acest aparat măsură de panou afișează mai puțin. O să reglăm la tensiune mică. Să spunem 0,2V, 0,4. Da. Iar acesta a fost resetat ca din fabrică, deci nu este așa cum a venit, practic. 4, spre 4,2, ai 3,45, afișează mai puțin decât trebuie. Să ne ducem către 20, da, cu 200 și ceva de milivolți mai puțin. Deci trebuie calibrat, clar. Să vedem cât de precis indică curentul. Reglăm la un curent aleatoriu, să spunem pe aici. În realitate ne indică 482 de miliamperi, iar pe acest afișaj al aparatului de măsură de panou, 463 de miliamperi. Asta înseamnă cu aproximativ 20 de miliamperi mai puțin. Hai să reglăm la un curent foarte mic, dar oricum degeaba că odată ce avem indicația pe minus, da, vedeți, 30 de miliamperi, aici ne indică 5 amperi.
108, 82. Hai la un curent mai mare, să spunem aproape de 1 amper. Da, 1 amper, 1,038. În realitate, pe acest afișaj mai puțin. Da, deci trebuie calibrat. Iar acum să vedem cum putem calibra. Hai să reglăm o tensiune mică de, să spunem, aproximativ 3,3 V. Da, aproximativ 3,3 și să calibrăm. Apăsăm lung pe butonul M. În sfârșit. Da, din păcate, odată ce apăsăm, el când pâlpâie arată diferit. Din câte știu, indica cu vreo 200 în minus, parcă. Să reglăm cu 200 pe plus. 1, 2. V-am spus că e tare bizară calibrarea asta. Apăsăm încă o dată, curentul deocamdată nu ne interesează. Trecem și peste acele setări. Și tensiunea teoretic s-a calibrat, dar tot nu e chiar în regulă. Hai la tensiune foarte mică. Creștem la 0,3, poate așa ne indică. Să încercăm să reglăm 1,5 aici. Tare bizar. Da, e foarte greu de calibrat tensiunea așa cum trebuie, deoarece reglează din 100% de milivolți. În fine, dacă așa au hotărât ei, să ne ducem la tensiune mai ridicată. 20,2 V. Aici e bine. 32,9, aproape de 32,9. Bine, e ok. Aici e foarte, spre foarte bine. Mai mult de atât nu pot calibra mai precis. Deci până în prima cifră după virgulă iese bine. La a doua în sus e vrește. Dacă nu ești pretențios, e cât de cât în regulă. Și de la ce tensiune măsoară? Minim, ca să vă arăt. Dar aici nu măsoară. Asta vede 40 ceva de milivolți. Dar afișajul acesta nimic. 170. Da, abia de aici. Probabil de la 200 de milivolți în sus măsoară. Sub 200 nu vede. Da, exact. Asta trebuie să fie de minim 200 ca să măsoare. Chiar și așa vede cu aproximativ 50 de milivolți mai puțin. Iar acum să vedem și cum calibrăm curentul. Să reglăm la aproximativ 1 amper. Deci haideți să calibrăm. Apăsăm lung pe butonul M. Oh, în sfârșit, curentul cât de cât. Da? La partea de curent reglează din 10 mV în 10 mV. Hai să vedem la curent mic. În foaia tehnică, mă rog, pe AliExpress ne spune că, de fapt, și pe Google, dacă auți informații despre acest aparat măsură de panou, spune că acel curent îl poate măsura de la 20 de mA. Vede și curent mic. E bine. A, oricum, precizia e aia care e. 98, 91. Oricum e marja de eroare. Ei spun că are o precizie mult mai slabă, dar în realitate e mai bună dacă îl calibrezi așa cum trebuie. Dar v-am spus, mi-ar fi plăcut să poată calibra și la a doua cifră după virgulă în cazul tensiunii și la a treia cifră după virgulă în cazul curentului. Aproximativ 2 amperi. 4,2 amperi. La curent mic afișează mai puțin, la curent mare, hai să vedem încă o dată. La curent mai mare afișează mai mult? Sau? Nu, poate mi se pare mie. Da, la curent mai mare afișează mai mult un pic. Asta e acceptabil, e bine. Ok, gata cu testele, hai să-l oprim că deja acel flicker în cameră e destul de enervant. Da, calibrarea e mai bună față de ce spune în descrierea lui, în privința tensiunii și curentului, doar că eu, sincer, îl prefer pe acesta de aici. Mi se pare mie că cel de mai jos, negru,
pe care l-am descris într-un clip anterior, e mai precis, se reglează mai bine la tensiune și curent. Dacă nu știți de ce apară măsură de panou, am link în descriere. E un clip mai vechi, dar am descris cât de cât în regulă. Concluzia mea este că e un aparat măsură acceptabil. Pentru o sursă de laborator nu știu cât ar fi de bun. Pentru un amator care nu îi interesează foarte mult precizia, este în regulă. La curent este și acesta destul de bun, aș putea spune spre foarte bun. Măsoară cu aproximativ cu câțiva miliamperi, în minus sau în plus, în funcție de curent. La curent mic afișează pe minus, la curent mai mare, de peste 3 amperi, dacă am observat bine, afișează mai mult un pic. Cam aici să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!